O execuție fabuloasă a adus 3 puncte lui FC Brașov pe Eugen Popescu la Târgoviște. Codoban a înscris din corner în poartea lui Meilă. Spectatori ca și cei 1500 de oameni care au înfruntat ploaia și frigul. Până la final, fosta divizionară A suferise teribil lângă turnul Chindiei. Crucerul a deschis scorul pentru gazde în minutul 38. Bucuria târgoviștenilor n-a ținut decât 3 minute. Matei a egalat după o gafă colectivă a defensivei Chindiei, cu ispas total neinspirat ca și anul trecut în meciul de cupă. În repriza a doua, Chindia a insistat la buturile lui Mutu, dar Cherchez sau Anton nu au găsit drumul spre gol. Stegarii au dat lovitura minutul 89, gol de generic al rezervei Codoban. Am jucat, am pus probleme, am rezistat și presiunii puse de echipa Chindia, pe care o felicit pe această cale pentru jocul prestat. O echipă știam că pune probleme, că joacă bine. Noi am jucat pe măsură și cred că și execuția, dacă putem să-i spunem norocoasă, dar să știți că nu e chiar norocoasă, a făcut să încline balanța. Sunt bucuros că am întâlnit iarăși o echipă bună, cum a fost și cea de la Suceava, în care am câștigat în ambele jocuri. Deci, când suntem solicitați, văd că echipa reacționează foarte bine și are forța să și câștige. Chindia a pierdut al doilea meci pe teren propriu în acest sezon al Ligii a doua, după 0-1 la debut cu Universitatea Cluj. După 1-2 cu FC Brașov, au fost regrete mari lângă turn. Din păcate, am făcut un joc bun, însă n-am reușit să concretizăm și în clasament. Plecăm cu mâna goală după jocul ăsta, acasă. Nu s-a întâmplat nimic. Eu știu, n-am reușit să fructificăm ocaziile pe care ni le-am creat și de partea cealaltă poate că n-am reușit să gestionăm bine finalul de prima repriză când am avut 1-0 și din păcate am primit primul gol, iar acum eu zic că o execuție deosebită a făcut diferența. A meritat Brașovul victorie? Nici nu mai are importanță, însă eu cred că am făcut unul dintre cele mai bune jocuri din acest start de sezon. Chindia a coborât pe locul 9 de pe 4 după eșecul cu Stegarii. Liderul seriei e FC Baia Mare, pe terenul căruia va juca Târgoviștea etapa viitoare.